interesul mare pentru acest stagiu în administrația publică centrală din România, interes mare din partea tinerilor, ceea ce e un lucru bun. Cu toate cele ce se spun despre administrația publică de la noi, faptul că vă interesează să veniți să vedeți din interior cum funcționează lucrurile, e o chestiune foarte bună și încurajatoare, pentru că asta înseamnă că mai avem o șansă. Avem o șansă să modernizăm administrația nu doar pe hârtie, nu doar prin legislație și prin reforme, ci și prin resurse umane. În activitatea publică sau într-o funcție publică, trebuie să-ți asumi responsabilitatea asta într-un mod mult mai direct și mult mai efectiv decât o faci în mediul privat, unde dai seama patronului și te uiți în primul rând la niște cifre, la rezultatul economic. Aici, în sectorul public, trebuie să te uiți dincolo de rezultatul economic și vreau să vă spun, dincolo de asta, e o experiență unică pe care nu o ai în sectorul privat, pentru că îți forjează conștiința și îți întărește anumite convingeri cu care e bine să te duci după aceea în mediul privat.